Hoții încep anul în forță și vizează în special bunurile lăsate la vedere în autoturisme. De aceea, polițiștii au ieșit în teren și le-au transmis șoferilor câteva recomandări, astfel încât să nu devină victime. După cum se poate observa, acest conducător auto a lăsat la vedere acest detector de aparat radar care poate atrage interesul infractorilor. De regulă, aceștia sparg geamul lateral, după care sustrag obiectul și dispar la fel de repede cum au apărut. Astfel de obiecte sunt lăsate frecvent în mașini, iar hoții au nevoie de câteva secunde ca să acționeze. Vă recomand ca să nu lăsați niciun obiect de valoare la vedere în mașină, pe banchetă, bord sau torpedo. De regulă, când parcați autoturismul, v-aș recomanda să băgați toate bunurile în portbagaj pentru a fi la adăpost. De obicei, cei mai vigilenți sunt șoferii care au fost în trecut victime ale furturilor din autoturisme. De obicei, sunteți atenți? Da, sunt foarte atent să încui mașina, să nu las bunuri la vedere, pentru că am pățit odată. Anumite bunuri au fost sustrase din autovehicul și de atunci sunt foarte atent la ce se întâmplă. Sunt șofer de meserie și le păzesc. Dacă o sparge, asta e, până la urmă, dar n-au ce să iei. Strică mașina. Oricum o sparge, oricât vede ceva, oricât nu vede, tot o sparge. În Franța. Mi-a deschis ușa pe partea dreaptă, ziua în amiaza mare, la un centru comercial. Mi-am lăsat telefoanele, că mă grăbeam, actele tot timpul le țin cu mine, nu au ce să-mi iei, și mi-am luat telefoanele și cardurile. Dacă respectați câteva reguli simple, puteți fi feriți de pagubele lăsate în urmă de hoți. Noi le recomandăm conducătorilor auto să-și parcheze autoturismele în locuri vizibile, de seara în locuri iluminate și, dacă este posibil, acolo unde este și pază. De asemenea, le recomandăm să nu lase bunuri în interior la vedere, ci să le adăpostească în portbagaje. Dacă respectați câteva reguli simple, puteți fi feriți de pagubele lăsate în urmă de hoți.